dacă noi facem, mă, trei facultăți odată să nu știți mie, mă, la nouă, dacă nu o să umbli Ema asta în limbă după mine, mă. Mare noroc aveți că sunt eu băiat isteț. V-ați înscris? Evident, gogoașe. Și nu numai că m-am înscris pe mine. V-am înscris și pe voi, mă. La ce facultăți ne-ați înscris? Păi, de pildă pe tine te-am înscris la teologie, mă. Păi, Chiore, te l-am băgat la medicină? Mă scuzați, eu întrebam la ce facultate m-ați înscris, șef? A, la, pe tine te-am înscris la... la drept, mă. Ai adormit? Alo? Dormi? Nu mă ascult sau vorbesc singură? Da, mă, te ascult, vorbeai de pupăză. Nici nu știu ce să mă fac. Eu m-aș băga pe el, dar ce mă fac cu Mărlanu? Știi că și asta îmi face avansuri. Mă trezesc naibii că... Sigur te trezești. Și eu zic să te potolești cu asta că Mărlanu e super ofticos și face urât rău la gelozie, da? Și e nebun după tine. E pe drac. Mă, dacă s-a înscris el la facultate doar ca să te cucerească, asta îmi spune multe. Auzi, Ancuța, dragă, dar dacă te rog eu, te rog, să-mi faci tu vrăjeala cu pupăză. Pe mine? De ce eu? Păi ca să nu mă vadă Mărlanu, dragă. Tu ești femeie, înțelegi cum se face. Tu, uite, tu poți să-l tragi pe pupăză de limbă să vezi dacă mă place. L-aș trage eu, dar altfel. Zi, mă ajuți? Hă? Mă, dar ție ți s-a pus pata pe pupăză așa, dintr-o dată? Mă, nu arată rău. Mie îmi spui? Da, dar nici bine n-arată. Bă, ce tare sunt. Ia-mi chea. 800 de puncte, nu? Că-s tare și la mate. Ce faci, strașcă? Doarmi? Da, șeful. Adică nu șeful, dar... Domn Sergen, nu mai pot, am obosit atâta învățat și mă dor și ochii, nu mai pot. Hai, lasă-mă, păi dacă te ustură ochii, te poftesc, te duci la domnul caporal Chiorete, pe care l-am înscris la medicină. Sper că nu degeaba, să-ți rezolve problema. Șeful, să știți că Trașca are dreptate. Învățatul ăsta este super obositor. Și adevărul ăsta e că nici nu suntem obișnuiți cu atâta învățătură. Păi eu, de exemplu, n-am mai stat cu o foaie de-asta de hârtie în față de când făceam liniuțe și bastonașe. Mă iertați că vă spun. Auzi, Chiorete, eu zic să stai aia și să înveți că dacă nu scot toate bastonașele și liniuțele alea din caie și le rup pe spinarea lui Madale. Te-am înțeles? Bă, vedeți că la facultățile astea ale noastre nu e fiecare de capul lui, bă, cum vrea el. Aci, dacă nu suntem în stare să... facem restanțele să le luăm, le plătim, bă! Le plătim din buzunar, din soldele noastre! Și eu nu vreau să-mi pierd eu solda din cauza voastră că sunteți voi neatenți! Bă, atâta vă spun, aveți grijă! Calmintele ajungeți material didactic pentru colegiul Gogoașe! Care colegi? Gogoașe, care colegi? Popi, mă! Ia, liniște, Gogoaș, să vezi cum dai acum cu o singură săgeată 300 de puncte legată la aici cu spatele, mă! Sânge! Chiorete, ce mai păzești? Hai, la treabă, că ești pe meserie! Mor!
Sau gogoașe, mă rog, treci, hai, un parastas, dar să fie repede că avem de învățat. Mișcă! Te-ai trezit, dragă? Ai stat tu tot timpul lângă mine? Ai făcut tu asta pentru mine? Mă rog, dacă doamna vrea să se servească, nu pot să o refuz. Că tu ai... Da, și tu ai profitat, porcule! Ce cauți mai aici lângă mine? M-a trimis șeful să iau... Săgeata de dar să-i o duc înapoi! Disperato! Sânge! Vezi? Ați luat mă recuzita? Da, șef, am luat-o! Bun. Fiți atenți să fiți pregătiți să vă pună mama dracu să spuneți că n-ați putut să intrați în clasă cu mine la oral. Că dacă mă lăsați de izbeliște, pravul s-a rece de voi, bă, pe mâna la colegii lui Gogoașe ajungeți aia cu... Șefo, îmi permiteți? Da, dacă nu putem să intrăm cum asta la examen, ce facem? Păi să poți, Gogoașe, să poți, că da, ești expert NATO în dechizări și în alte măgării. Să poți, că dacă mă lași de izmeriște și tu, poți să scânti prăhodul, mă! Da, nu știu. Cum nu știi că te calc în picioare? Păi și dacă îmi pică mie la examen, mă, ce fac? Auzi? Eu nu cred că Anca i-a zis lui Pupăză de tine. Ești fraieră tu, că ea e o super fată, super fată. Nu de asta. Eu am senzația că și ei se cam scurg ochii după o pupăză. Aaa, tu te și pricepi, măi, la chestii din astea. Până acum trebuia să vină dacă îi spunea. Corect? Eu nu înțeleg de ce nu te duci să-i spui singură. Că până acum erai regina vrăjelii. Și ai devenit așa o găină bleagă. Cu mine. Ancuțo! Ancuța! Mă, sigur tu ești? Normal că eu dragă, dar cine ai fi vrut? Credeam că e iară Van Damme, că... Ce Van Damme dragă, că eu stau aici de o oră? M-ai vecheat? Bă, ești nebun? Ce înseamnă să faci o facultate? Nici n-am terminat-o și deja mor femeile după mine. Ce-i dragă de zbiere în halul ăsta? Te-a mușcat de limba cumva? Nesimțitule! Profiți de inconștiența mea ca să... Păi, ce-i nebunit? Ce dai așa? Am venit să-și cer trusa de machiaj, că mi-am cerut-o și eu. Ia uite ce m-ai făcut! Sânge! Stai, fata, nu leșina, zi-mi unde-i trusa aia de machiaj! Au! Fata! Fata! Ia uite, bă, asta, leșina, ce mă fac eu acum? Cum îl mai machiez pe la mort? Au! Mai machia, bă, Gogoașe, că mă mănâncă tătătătă nebunesc. Cu tempera, domn caporal, că i-am cerut și nu e pura să-mi dea machiaje, dar s-a făcut căleșină. Domn caporal, repede în dispozitiv că se aude comisia. Băi, arăta mort. Hai, lei? Hai să-l rup, hai, Gogoașe. Hai, sus, domn caporal. Hai, 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 hai.
mamă, ce greu. Hai da, hai da. Să-i trebuie lăsați chiar șefă, îi spar și afară, porcii. Așa, așa, așa. Succes, domn caporal. Pafta, pafta, ieși cu asta. Aoleu. Cu curaj? Hai, mai aproape de cadavru. Aici sunt picioarele. Am spus lângă cadavru, înseamnă lângă cap. Hai, cu curaj. La, 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 Doamne. Stau eu aici lângă cap, aici, jurete, tu ești, mă. Domn profesor, s-a mișcat mortul. Trebuie să-l mișcat. Vrei să rămâi repetent? Ce facem azi? Cu ce ne ocupăm? Disecție toraco-abdominală cu prezentarea organelor de sinteză. Vă rog să-mi arătați zona pancreasului. El, da, pancreasul e clar, se află în corp omenesc. El este situat cam... este situat în zona occipitală pare fronto a gâtului aici. Mai jos. Mai jos este acum, dar la naștere aici e, că părul se dezvoltă organismul, el crește, că e gâclici atunci, ci bine în gât, ci bine în picioare. Și se deplasează mai jos odată cu creșterea. Mai jos. Și pe la 18 ani se duce și mai jos. Așa până... Stop. Până stop aici, ajunge pe stop, după care stă pe loc. Stă mai la... Domn profesor, a vorbit mortul. Ce? Ești prost? Ieși afară. Ieși afară. Auzi, arată-mi pancreasul că... Știi. Deci, domn doctor, să-ți ai ochii dacă nu... Să moară ăsta dacă nu uite aceea e pancreasul. Aceea. Hai să verificăm. Ia incizea, fă incize cu bisturiu. A, da, scule îngrijit, ia uite, rugină numai pe stânga, da. Hai, hai. Stai, preton, sergent, că n-a fost vorba de nicio incizie. Nu-mi dau dracu, de examen și de tot... Cum... Nu te atingi de mine cu cuțitul, bre. Hai, mă, Chioretă, liniști, mă, că oricum... De trecut, am trecut. Mărlanu Ferdinand, 10. Să intre următorul. Săruna, părinte! Cum vă numiți, domnul student? Mărlanu să trăiți, ăsta să sfinția voastră, Mărlanu! Ia te rog un subiect de aici. Ce subiect ai tras, domnul Mărlanu? Imediat vă spun că n-am ochelarii la... Asta am tras taina spovedanii. Te ascult, fiule. Permite să chem și un enoriaș înăuntru ca să pară mai real, așa... Enoriașul? Da. Am eu unul, l-am adus aici ca să vedeți cum pare. Gogoașe, mari și coace, câte crap. Da, să trăiți, să rămână, părinte. Trece aceea la spovedanie. Capul la cutie, așa? Vă ascult, domnule student. Imediat, părinte, numai să-mi direc vocea. Că vreau să iau spovedania în curat, așa, în clar, că e frumoasă. Hai o dată, tâmpitule! Imediat. Ați zis ceva? Nu făceam vocalize. Mame, vin omul să-mi direc să-mi fac vocea. Am găsit șeful, gata, începe. Păi zi, 2, 3 și... Luați aminte, enoriașii mei, la cel ce se arată astăzi în fața domnului, păcătosul... Soldat cu goașă care vine să se spovedească în fața preotului spre iertarea păcatelor sale, făcute cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, cu știință sau fără știință. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne miluiește, preasfântă născătoare de Dumnezeu, zică mai departe, nu mai știu! Ce căutați amândoi? Am spus să intre doar unul.
Prezent. Ce căutăm amândoi, șeful? Trebuia să fiu numai eu, doamnă, dar am fost la... la dentist, am fost ca un floartă. Am fost la dentist și mi-a băgat un pansament și nu mă exprim prea clar. L-am luat pe el de translator ca să mă ajute să înțelege și dumneavoastră. Mă rog, subiectul dumneavoastră este noțiunea de drept și tipurile acestuia. Vă ascult. Câte tipuri de drept cunoașteți? Cunoaștem. Constituțional. Constipațional. Dreptul constipațional și... Poftim? A spus dreptul constituțional. Așa, ați văzut, v-am zis eu, că de la pansament nu se înțelege prea clar ce... Mai departe, mai e... Drept penal. Mai e dreptul penal. Penal, nu penar. Penal, da, ăsta e penal, dar mi s-a oprit lui un pansament și a ieșit râs, da, așa e. Dar mai stai, drag, odată locului, că m-ai amețit de cap. Mă, dar dacă ai avut dreptate, mai bine mă duc și vorbesc personal cu pupăză. Aia ți-am spus de prima oară. Hai că în curând o să ajung mai expert în vrăjeală ca tine. Vei, hai să nu exagerăm, da? Stai jos. Ia zi-mă, unde sunt ăștia? Nu știu, șeful. Păi, du-te la infirmerie și vezi ce face nebuna aia de iepuraș, că-mi ține patul ocupat aiurea pentru o amărâtă de înțepătură. Da, să trăiți. Bine, hai. Ce faci, caporale? Bine, dar care-i treaba? Auzi, pupă, să te-ai mai gândit la ce ți-am zis eu atunci la bal? Ce mi-ai zis? Știi tu despre noi doi. Da, da, stai să nu ne vadă totuși cineva. Sergentul, a? Ți-e frică de el? Mie? De sergent? Cum să-mi fie frică, dragă? Păi uite ce... Sau nu-ți mai plac? Nu-ți mai plac? Ba da. Da? Da, ce? Băi, da, momentan sunt cu iepurași. Da, sunt cu iepurași. Cu iepurași? Da. Tu te văd de aici. Te văd de aici, bă. Dacă nu mă crezi, uite, vino cu mine să-ți arăt, da? Hai. Cine, mă? Eu, dragă, cer o credeie stare. Tu ce cauți la aceea cu... Băi! Te grăb! Ce cauți, mă, în fața mea, mă, neșimțită, nu te-ai fost scotiți la amândoi acum? Și mie? Ție nu! Te scoți ție de două ori, mă, ca să ies la număr. Măcar la... Băi! Dar-mi-le! Domn Sergent, nu făceam nimic. Vreau să mă duc cu Emma la Anca până la infirmerie ca să o vadă. Păi ce, nu și-a revenit nici acum? Nu și-a revenit. Păi mergeți repede, păi, mai stați. Păi, dar mergeți, ai grijă că telefonesc. Ia ziceți, mă, voi ce ați făcut la examene? Ați luat-o? Ce examene, domn Sergent? Păi noi n-am fost la examene, că a trebuit să mergem cu dumneavoastră. Ați ce uitat, domn Sergent? Uf. Domn caporal. Niște lecitină pentru domn sergent. Cam vreo două camioane ar trebui, da. Dar să fie mai în sânge, că mie așa-mi place. Iubito, sunt eu, trezește-te. Nici nu știi ce dor mi-a fost de tine. Doră? Fira al naiba de mincinos, marș de aici, marș, că nu mai mănânc eu gogoșile tale, da? Hai, marș de aici, marș! Bă, da, voi vă iubiți, mă, nu glumă. Am dracu, gogoașă. Profită de mine că s-a mețită.
Sau nu fi fost Van Damme? Mă, avem noi studenți în rândul nostru și eu nu am știut? Da, să trăiți! Și nu orice fel de studenți, ci integraliști! Trebuie să fiți mândru de noi! Mândru, a? Și restanțele astea, în valoare de 15 milioane de lei, venite pe adresa unității, cine le-a făcut, mă, idioților? Mă? Și mai ales, cine le plătește, mă? Rămâneți cu noi, revenim imediat. Foarte bine, domn sergent. Ne-a pus domnul comandant să repetăm pentru examenele din toamnă. Păi ce repetați, mă, Chiorete? Tu nu ai zis la medicină? Păi am zis, domn sergent, tocmai de-aia fac disecție la cartof. Haideți, domn sergent, mă țineți din vorbă când era să-i scot ochiul, hai, lăsați-mă pace. Și tu, Trașcă? Păi eu, domn sergent, i-am spus că o să devin avocat și atunci am apus să adun probe pentru un dosar foarte important cu iahnie și cu crândați pe care vrea să-l instrumenteze diseară la popotă, iepuraș, în ceaun. Și, bătăluță, ce frești pe jos pe acolo, părinte? Penitență, fiule, penitență. Așa vă trebuie, băi, tâmpiților, dacă n-ați vrut să fiți integraliști ca mine. Cine v-a pus numai să nu vă duceți la examene? Hai, cine m-a pus? Atunci înseamnă că nu-ți plac. Înseamnă că nu-ți plac. Că nu-ți plac. Ridică-te. Ce faci, caporale? Bine, tu? Care-i treaba, fată, întreabă? Care-i treaba, fată, te întreb? Auzi, popoză, te-ai gândit la ce ți-am spus atunci la bal? Ce mi-ai spus? Că ai buzele mai rici ca lui Zanzu. Uite ce natura l-aș ca cu mine! Pe bine, mă, tu pe fizic stai și bine, așa... Lăsați-mă, doamnă, că vine să râd. Ce aveți cu mine? Am și eu niște momente. Hai că mă uit pe lângă tine. Șerță-mă. Că sunt eu băiat isteț. V-ați înscris? Evident, gogoașe. Și nu numai că m-am înscris pe mine. V-am înscris și pe voi, mă. La ce facultăți de-ați înscris? Păi, de pildă pe tine te-am înscris la teologie, mă. Păi, Chioreta, l-am băgat la medicină. Mă scuzați, eu întrebam la ce facultate m-ați înscris, șef? A, la pe tine te-am înscris la... La drept, mă! Haideți, domn sergent, cum să fiu cu Ema? Eu sunt cu Gina, ce naiba! Minte, domn sergent!
Da, domn sergent, e și cu cine și cu Emma, e cu amândouă. Dar mai mult decât atâta, e și cu nevasta comandantului. E cu toate, ca Casanova. Ăștia un nebunit. Șeful, sigur circularea asta e de la NATO sau a făcut-o vreunul la mișto? Eu că l-aș bănui pe gogoașe, că dacă știu că ați câștigat... Da, da, domn sergent, nu! Păi, circularea, vreți să ajungeți pe scaunul electric? Am uitat, șeful, dar chiar e adevărată treaba asta cu... Bă, dacă așa scrie... Păi ce armată e aia, șeful? Nu poate un superior, un condamnat ăsta, un comandant, nu mai poate să-și pleznească bibanii. Nu știu, măi, o să vedem. Cert este că nu putem să-i mai pognim. Băi, păi, dacă te dă bibanul în judecată și câștigă, ai pus-o, mă, poate tribunalul militar să te condamne la pedeapsa capitală. Dar nu e numai pentru biban, șef. Uite aici, dacă un grad superior lovește un grad inferior lui, actul în sine e abuz de putere și se pedepsește conform articolului, mă rog, deci numai soldații de același grad mai au voie să se pognească. Eu cred că visez, nu e adevărat. De ce, șef, e foarte corect? Eu, unul, iubesc legea asta. Păi m-am saturat să tot primesc palme din două în două secunde fără niciun motiv. Auzi, șeful, dar dacă există motiv, mai putem să... A? Nu, tăftiți? Tu, caporal, l-ați uitat! Circulara! Vreți să ajungeți pe scaunul electric? Șeful! Nu e bună! O să murim executat, șeful! Ce ai, mă? Păi reflex e reflex! Nu poți să-l stăpânești, șeful! Și când o să vină, zeapă, pot! Că... Știți că gradele superioare, ofițerii recte, noi doi mă refer, nu poate să stăpânească reflexele până nu-și plăzește sub artenia, asta e. Așa că stau și mă întreb, șeful, ce ne face? Să mă, că sunt și băieții înțelegători. Chiar dacă le mai scăpăm noi așa câte una, o să se supără, nu mă? Nu încoace. Hai. Întoarce-te. Mâinile la spate. Mâinile la spate și întoarce-te, băi! Ce face șeful? Stai puțin că eu sunt hetero! Mă, taci, bă, cu tâmpenile tale! Băi, de astăzi înainte, în preajma lui Gogoașe, stai numai cu asta pe mâini, s-a înțeles? Da, da! Niciun dar! Știi că ăla este idiot. Păi ce vrei, Doamne ferește, să-l pognești din reflex, cum ziceai tu, și să dăm de belea? Păi dacă te dă în judecată ăla, mă, și trebuie să te prăjezi pe scaunul electric, vrei să stai pe conștiință? Nu să drăgi! Păi și atunci, să nu te prind că le dai jos de la mâini, că... Doar în caz de urgență. Auzi, ce vă, pipilică, e caz de urgență? Nu! Bă, să știți că ar trebui să vă bucure și pe voi schimbarea asta de regulament. Că nu numai pe mine mă plăznea sergentul, vă bătea și pe voi. Are dreptate, prostul! Auzi, păi, ia nu mai mă poreclică, vezi că suntem de același grad și pot să te plăznesc dacă vreau. Gogoașe, dacă mai mă enervezi, te dau cu capul de volan de țară airbag-urile. Băi, stați puțin, mă! Pe asta înseamnă că și eu pot să... Păi nu, cam același grad! M-am înfătat seama ce înseamnă asta! Wow! Ce înseamnă, mă? Hai, mă treabă, hai! Ariel, Ariel! Vei la
tale. La un conform. Domn sergent, 10.000. Ia-mă de aceea, dă-i tu doar mine în buzunar. Ia, fără număr de la sergent. Dar nu-i cinstit așa ceva. Gogoașe, nu-i cinstit, dar-i profitabil. Da, bine, o să vă reclam la domnul comandant. Ce faci, Gogoașe? Te dai la superiori? Oh, oh, trașcă! De la tata, fără număr, dă-i! Așa, așa! Dă-i, dă-i și de patru, mai dă-i 10.000 și pătrâne! Dă-i, mă, dă-i și cu pumnul! Încă 10, bagă, bagă! Dă-i, 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 dă-i! Are! Auzi, mă, chiorete, lăsa-mă și pe asta, că mai am o treabă neapărat! Dar nu cum? Nu, mă, ce dai, mă? Acum nu-ți mai e frică că ne prinde sergentul, a? Mie nu mi-a fost niciodată frică de sergent. Am vrut doar să te fierb așa un pic ca să fii mai fraged. Ce faci, pupăză? Știți, eu... Te omoară, mă, mincinos de norocit! Ce mi-explici tu mie, mă, că mă te pupi în fața mea cu curcul, cu nenorocit, cu sărmâinile dumneavoastră, cu fata, mă, de tot, mă minți în fața, mă, că... Nu mă dați că vă dau în judecată! Tu pe mine, mă, stai și mă, da... Mai dă-mă tu pe mine în judecată, că... Lăsați-mă că-l omor, mă stinge în prostii pe jur! Nu mai da! Scaunul electric o să te mănânce, umflatule! Părinte, mă! Te omor! Idiotule! Iepuraș! Ordonați! Pleznește-l! Liber! Ce? Ce ți-am zis eu, mă, să nu scoți cătușele de la mâima? Da, șeful, dar Gogoașe nu era acolo, ce? Păi și pupăză ce e, mă? Nu-i tot grad inferior? Mă, dacă te dă în judecată, te-ai nenorocit. Și eu pe lângă tine, că eu semnez ordinul de execuție. O să am pe conștiință. Hai, șeful, că exagerați și dumneavoastră. Păi ce, pupăză, la cât de tolomac e el, e în stare să mă dea pe mine în judecată. Unde mai pui că n-are nici avocat? Vă rog să mă scuzați. Am de înmânat o citație pentru numitul Mărlanu Ferdinand. Ce citație? Din partea clientului meu, Pupăză Marin. Prin prezenta se aduce la cunoștința numitului Mărlanu Ferdinand că este acționat în justiție pentru vătămare corporală deosebit de gravă și abuz de putere, conform noului regulament NATO. Bă, trașcă, eu cred că tu te-ai țigrit. Vă rog să vorbiți cuvincios, pentru că în calitate de viitor avocat aș putea să vă dau și eu în judecată pentru insultă adusă împotriva autorității. Mamă, dacă-ți bag una în botul ăla de avocat, dacă nu te... Păi, ai nebunit? Vrei să-ți agravezi situația? Păi ce-ți mă gravezi, șeful? Că eu cum mea la tine la școala de avocat să fac o facultate, să ieși el om. Și acum mușcățâța de la care i-a dat mâna se sugă. Îmi pare foarte rău, domnule sergent. Când este vorba de lege, nu am tată, nu am mamă, nu am sergent. Deontologia profesională mă obligă. Ce mă obligă, ai? Da. E bine, trașcă, iar cu asta ta, dar recunoască că mai stăm noi de vorbă. Sigur că da. La tribunal? Asta mai lipsea. Proces în unitate. Idiotule! Iepurași! Ordonați! Pleznește-l până mă calmez eu. Trici. Scaunul electric o să-l mănânce, vă spun eu. Auzi, bă, trașcă, dar nu e prea mult, mă, totuși, pentru o amărâtă de bătaie? Nu e, domn caporal, cum să fie? Trebuie să dăm un exemplu. Altfel, abuzul o să ne copleșească pe toți. O să se întindă, uite, așa, ca o caracatiță. Domn caporal, trebuie creat precedentul juridic. Da, dar totuși mă gândesc că am fost colegi atâția ani. Și ce? Asta justifică violența? În niciun caz. Ah, și domn caporal,
Plus că cine o să câștige gradele de sergent dacă îl prăjim pe Mârlanu? Bingo! Și noul sergent pe cine o să avanseze la gradul de caporal? Pe tine! Exact! Ați văzut că e simplu, domn caporal? Justiția asta este doar oarbă, nu și proastă. Trașcă, ieși, că avem de discutat cu pupăză. Na, Trașcă, vino aici. Nu ești nicăieri. Fără avocatul meu, nu scot un cuvințel. Ce zic cu el? Mă rog. Bă, fraților, hai mă împăcați-vă, mă, sunteți colegi de atâta timp, mă, lăsați-l încolo de regulament. Da, domnul comandant instigă la nerespectarea regulamentului militar. Bravo, domnul comandant! Vezi cumva să chem și televiziunea să devină mai interesant subiectul? Trașcă, nu te juca cu nervii noștri. Păpăză, mă, uite, dacă ești om de înțeles, te avansezi sergentul. Nu, domn caporal, este capcană. Vrea să vă avanseze sergent, să aveți același grad cu domnul Mârlanu, ca să poată să vă omoare cu bătaia legal. Trașcă, dacă te... Ce frunzi circulara? Da. Iepureș! Ordonați! Pleznește-l pe Trașcă. Îmi pare rău, dar nu pot, că are același grad ca mine și o să dă și el. E putincioasă. Ieși! Pupăză, hai mă, zi-mă ce vrei, mă, ca să renunț la proces, mă. Au, șeful, ia mai lasă-i Franța încolo, fii locul să zic eu ceva la orice, când... Lasă-i să facă ce-o vrea ei, că oricum n-are nicio șansă. Mă, tu e sigur? Normal, păi ați uitat că sunt și-o la, tot la drept coleg cu Barsafoiu. Păi ăsta nu știe nimic, mă pricep de 10 ori mai bine ca el la legi. Păi dacă e așa, mă... Faceți, mă, proces! Măi, Marțafoilor! Așa! Să vă văd de unde aduceți certificat din ăla... Măi, ce, mă? La ce? A, certificatul ăla, cum e ce? De la, mă, medicinal, șeful. Medicinalul legal. Așa! Să văd, mă, de unde faceți voi rost de certificat din ăla... Medico-legal, medicinal, cum îi spune. Că de la infirmerie, nicio șansă. A? Și plus, că să nu te prind pe la poartă, că încerci să treci, că acolo sunt eu de pază. N-ai nicio șansă, da? Băi, mă scuzați că am întârziat, dar n-am putut să obțin mai repede certificatul medico-legal, că era o coadă la depus actele de... Îmi permite să vă fac cunoștință? Caporal Chiorete, student la medicină, legistul nostru, sergent Mârlanu, agresor și avocatul acestuia. Și pe ăsta totul l-ai băgat la medicină, nu? E puroș? Ordonați! Nu! Ce-ai făi? Da, stai-mă odată jos, că m-ai amețit de cap! Unde-i jos, șeful? Pe scaun, mă! A, mulțumesc! Că așa te obișnuiești și tu cu poziția de la scaunul electric. Drăguțe! Iepuraș! Alo! Nu te-ai chemat de asta! Trimite-l pe Gogoașa imediat la mine! Aori, Ricky! Și zici că tu l-ai băgat pe Gogoașa la teologie, mă? Da, să trăiți! Păi ai noroc, mă, că așa are cine stă în groapă pe moca, mă! Ce? Șefu! Fac orice, nu vreau să mor! Te ajutați-mă, mă rog! M-ați chemat tot aici? Da, mă, ia zi, vrei să te avansezi caporal? Pe mine? Da! Bine, atunci cască urechile bine la mine! Domn caporal, medicul legal este? Este! Bravo! Martorul acuzării este? Este. Ai grijă, trebuie să fii foarte convingătoare când ai depoziția, da? Și dacă judecătorul vrea o reconstituire, să-i arăți exact, da, exact,
cum îl bătea Mărlanu pe domn caporal Pupăză. Dar ce, crezi că am uitat? Păi stai să vezi, uite, îi dădea așa, îi dădea așa, după aia strângea de gât, după aia iar îi dădea așa și iar așa, și iar îl strângea de gât. Stai! Și iar îi dădea. Stai! Că mă vinoțești mai rău ca sergentul, mamă! Nu-i nimic, domn caporal, asta e chiar foarte bine, că dacă rănile dumneavoastră sunt proaspete, o să impresionăm pe jurați și mai tare. Iubiții mei enoriași, în calitatea mea de student la seminar Recte Viitor Popă, am a vă transmite câteva cuvinte de înaltă pioșenie. Voia Domnului este să vă iubiți aproapele ca pe voi înșivă și să nu lăsați cumva ca necuratul să-și vâre coada într-o a vă învrăjbi unul împotriva altuia. Auzi, Gogoanșe, hai, la subiect, că de gâjială ne-am săturat. Bagă! Iubiții mei, de ună zi a venit la mine această oiță rătăcită plângându-se ca o prigoniți. Voia Domnului este să vă iubiți! Să vă iubiți aproapele, ca pe voi înșivă, și să iertați celor care vă greșesc, chiar dacă au greșit mult sau puțin. Să mor tu! Auzi, ia întreabă tu, oița asta rătăcită, cine ți-a mâncat pachetul de la măta pe care l-ai primit azi dimineață? I-am primit pachetul de la mămica? Normal! Astăzi? Da, dar ia ghicește tu în burta cui și-a de acu pachetul de la măta! Domn sergent, mi-ați mâncat pachetelul de la mămica? Iartă-mă, părinte Gogoașe, dar mirosea șuculița aia chiar și pe tabla de la conservă, n-am putut să mănâncă, nu? Deci mi-ai mâncat pachetul, da? Piei din fața mea, păcătosule! O să mori în flăcările iadului! O să te căiești! Normal, Gogoașe, pe scaunul electric! Ce vorbești, mă, s-o credeți voi, fătălăilor? Mă ajute cu voi până în pânzele albe! Praf vă fac, amărâților! Mă, și dacă nu câștigi? De cum să nu câștigi ce vă? Păi ce, eu sunt mai prost ca trașcă? Păi dacă era mai prost ca trașcă, era el cu sergent în locul meu și era eu pârnit de soldat. Că la ce cunoștințe penale am eu, praful va la tribunal. Nu ziceai tu, mă, că el citea cursurile și tu copiai? Da, da, păi el, că el citea cursurile și eu copiam. Dar cum spune și proverbul ăla, mult citește, puțin cunoaște. Asta e. Auzi, șeful, dar dă curăstate așa, cât prinde fiara asta la oră? 200, mă. 200? Da, de ce? Așa, eram și eu curios în caz că pierdem procesul. Dar nu pierde șeful, păi cum să pierd eu fața lui Trașcă, păi ce-s mai prost ca ăla? Dacă era mai prost, era el acum sergent în locul meu și nu știu, parcă v-am mai spus chestia asta, nu? Domnilor jurați, a stabilit verdictul? Da, domnule judecător! Și? Care este? În unanimitate vinovat! Vă mulțumesc! Așadar, în conformitate cu noul regulament de ordine interioară emis de NATO, inculpatul Mărlanu Ferdinand este condamnat la pedeapsa capitală. Ura! Sentința va fi executată imediat. Nu vreau să mor! Nu vreau să mor! Nu mă luați! Nu mă luați! Nu înainte, doar la mese! Bine, așa ne-a fost vorba ce fac cu astea! Nu mă luați, vă rog! Nu vreau să mă... Bravo! Bravo! Bis, bis, bravo! Iertați-mă, nu vreau să mor! Promit că în viața vieților mele nu mai dau o palmă la nimeni! Nu o să mai lovesc pe nimeni niciodată! Fiule, mai ai dreptul la o ultimă dorință. Spune-o! Da? Da.
Atunci îmi doresc să fumez o țigară de foi în Cuba când eu avea 74 de ani. Tutunul dăunează grav sănătății. Ce vrei să mori? Ia, ține firele astea. Nu vreau să mor! Ajutor! Nu vreau să mor! Nu vreau să mor! Domn sergent, liniștiți-vă! A fost un vis, ați avut un coșmar! Serios? Serios! Atunci hai, stingerea! Voi și de mâine să nu mai prind unul pe la facultate, bă! Că uite-te, de la atâtea facultăți îți dai dracu și ultimul neuron îți strică somnul și ai numai coșmaruri. Ne-am înțeles, de mâine, fără facultate! Noapte bună, somn ușor! De. Să trăiți, șefam și o rugăminte la noastră! Vă rog frumos, puteți să mă degradați și pe mine să luați gradele! Lasă-mă, mă, că n-am timp acum, trebuie să citesc nou regulament NATO! Șeful, vă rog frumos, uite în genunchi, vă rog eu, luați-mi gradele mele și dați-le lui Pupăză, șeful! Bă, tu te-ai dilit? Să mor eu dacă nu, șeful, pe cuvânt eu cea mai scurt, luați-mi grade, vă-i plăr! Bine, mă, treaba ta, dă-le încoace. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Ăștia de la NATO au nebunit? Păi bagă scaun electric pentru... Ce, sergent? Ce te oftici? Că mai poți tu să pleznești subalternii când vrei și cum vrei tu? Hai! Soldat, cum vorbești cu un superior? Culcă-mă! E tiscâns! Și dacă nu vrea, ce o să faci, mă? Îmi iei cai de la bicicletă, boi de la plug, lanțul de la termometru... Ce faci tu mie, mă? Sau te pomenesc că vrei să mă pleznești? Nu, mă, idiotule, te trimit direct pe scaunul electric. Conform noului regulament. Ești chior? Ia citește. Datorită creșterii numărului de acte de indisciplină din armată, se instaurează legea marțială. Astfel, orice act de nesupunere al soldaților în fața ordinelor superiorilor se va pedepsi prin electrocutare pe scaunul electric. Șefu, dați-mi gradele înapoi! Cum la mea eu l-am trimis, eu l-am hrănit, la țâță de șerbe l-am grânt. Am luat-o raza eu. Internați-mă! E pe partea... Pe tine. Exact. Ați văzut că e simplu, domn caporal? Justiția nu e doar oar. E și proastă. E varză cu carne. Vocea Domnului spune să vă iubiți pe voi. Să vă iubiți pe voi, să nu vă altceva pe voi. Să vă iubiți aproapele ca pe voi înși.
reacțiune, zi odată! Vei! Mă, și dacă nu câștigi? Ai auzit o acțiune? Hai mă, că e târziu, mă, George, să-mi ce lumina!